mai las și pe colegii mei să... Mulțumesc, profesor. Domnul profesor Adrian Coroni. Să vă citesc. Iar solemnitatea se impune și pentru că o să încep și o să sfârșesc cu referire la cele sfinte. Mitropolitul Moldovei Gavril Calimachi de la 1760 se adresează domnului Grigore al III-lea Ghica cu următoarea solicitare: ca stăpânirea să decidă în legătură cu robii boierilor. Și ei sunt făcuți tot de Dumnezeu, ca și ceilalți oameni, și este mare păcat de a fi împărțiți ca niște dobitoace. Mitropolitul făcea referire la robii boierilor, care aveau un statut mult mai dificil comparativ cu robii domniei, ai statului sau ai mănăstirii. În aceste cazuri, mănăstirile și domnia nu vindeau pe robi separându-i familiar. În schimb, boierii uzau de acest drept, făcând-o, de fapt, un abuz. Sigur că robii se puteau răscumpăra și ne spun străinii care ne vizitează spațiul Moldovei și a țării românești atunci. În francez spune, de exemplu, la 1841 că, mișcați de sentimentele filantropice, mai mulți boieri au recunoscut nedreptatea robiei perpetue și au acordat o quasi-libertate țiganilor lor. Astfel, în schimbul unei răscumpărări stabilite în funcție de importanța și valoarea muncii, cu puterea și vârsta celui în cauză, acesta, robul, putea străbate țara românească sau rămâne în București pentru a-și vedea de propriile treburi. În fiecare an însă, la un moment fixat, trebuia să apară în fața stăpânului său. Atunci îi plătea datoria și, în unele cazuri, din micile sale economii, îi dă stăpânului suma de bani pe care acesta o cere pentru a-l vinde. Bietul rob devine în acest fel propriul stăpân și, după un timp, își restabilește calitatea de om pe care o transmite apoi copiilor săi. Dar Paul Perrin spune, francezul, că astfel de cazuri sunt foarte rare. Un alt străin, un nobil francez, vine la București și după prânz își face siesta. Am fost trezit din reverie de sunetul tobei, care venea din curtea unui boier. Mi-am încordat atenția și eram curios să aflu cauza. Am crezut mai întâi că e vorba de o licitație de casă, ceea ce în București este un eveniment curent. Examinând mai îndeaproape lucru, este adevărat că era vorba de o licitație, dar de o licitație a oamenilor. După cum i-am numărat, 48 de sclavi țigani, bărbați și femei, erau în curte, stând într-un rând de care. La mijloc, mai mulți boieri străluciți licitau prețul sclavilor servitori. Am privit lung acest târg, am văzut când mama era despărțită de fiica ei de 8 ani, de soț și de frate, poate pentru totdeauna. Am văzut, am auzit, când fratele mai mic, cu o rugăminte, stârnind mila, cerea cumpărătorului să-l cumpere și pe el și să nu-l separe de fratele său. Dar ei, cumpărătorii, semenilor săi, îl dădeau la cererea băiatului,
Iar stăpânul care îl vindea l-a mânat înapoi în casă, tocmai atunci când voia să-și a rămas bun de la fratele său, sărutându-l, și-au continuat licitația. Spre mijlocul secolului al XIX-lea se întâmplă ceva românesc, ceva ce repetă mitul meșterului Manole și a soției lui Ana, jertfa care însoțește întotdeauna faptele importante. Dumitrache Cantacuzino Pașcanu era mare logofăt, căsătorit cu Profira, familie care nu avea copii. Marea logofeteasă a acceptat relațiile extraconjugale ale soțului și acesta a profitat de o roabă care se numea Maria și din această relație a rezultat un băiat dincă, frumos, deștept, harnic și care semăna cu tatăl său. Motiv pentru care a fost aproape inclus în familia extinsă, evident cu statutul de rob. Marele logofăt a murit în 1851 și văduva a plecat la Paris și l-a luat și pe Dincă. Și acolo Dincă nu a mers pe Champs-Élysées strigând la Charité. A mers însoțind-o pe stăpâna lui la diferite momente mondene. A învățat franceză și s-a îndrăgostit de Clementina, o figurantă la teatru. În 1855, văduva revine în țară, de data asta cu Dincă și cu Clementina, îndrăgostiți. Și abia la Iași află Clementina că iubitul ei este rob. Și atunci, probleme. N-a vrut Clementina să accepte această relație și își făcea bagajele pentru a pleca înapoi, în Franța. A insistat Dincă, a insistat până și domnul țării, Grigore Alexandru Ghica, care a promis Profirei 100 de alți robi în schimbul lui Dincă pentru a-i reda libertatea și pentru a se putea căsători cu Clementina. Profira n-a vrut. Și atunci Dincă a luat un pistol, s-a dus în încăperea Clementinei, a împușcat-o și s-a împușcat și el. Impresionat de această dramă, domnitorul cere adunării obștești eliberarea robilor țigani care aparțineau de proprietarii particulari. Lucru care se întâmplă în unanimitate la 10 pe 22 decembrie 1855. Jertfa n-a mai trebuit repetată la București și domnitorul Barbu Știrbei solicită și tot în unanimitate la 8 pe 20 februarie adunarea obștească aprobă desfințarea robiei pentru robii care aparțineau de particulari, de boieri, sigur, cu o despăgubire. De aceea spun că ceea ce s-a întâmplat în 1856-55 la Iași este o repetare a mitului lui Manole, aceeași componență, bărbat, femeie, cuplu și jertfa deplină a ambilor. Am vrut într-un fel de solemnitate și pentru că sunt emotiv și pentru că eu chiar cred că mitropolitul de pe la 1760 știa Cartea Sfântă și Apostolul Pavel în epistola către Galateeni scrie: nu mai este nici iudeu,
nici grec. Nu mai este nici rob, nici slobod. Nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască. Fiindcă toți suntem una în Iisus Hristos. Comemorăm și aniversăm. Îndrăznesc să spun comunității rome că trebuie să comemoreze toate dramele pe care le-au trăit în decurs de 5 secole și să aniverseze 20 februarie măcar o lungime de timp egală cu durata robiei lor. Mulțumesc!